Sătul probabil să tot dea dezmințiri și să ofere declarații reprezentanților presei de sport, Gardos a ținut să închidă subiectul și să ofere lămuriri despre situația lui la Steaua printr-o postare pe pagina lui personală de Facebook. Gardos infirmă zvonul că ar vrea să plece, mai ales că mai are trei ani de contract cu Steaua și recunoaște că nu a refuzat o colaborare cu impresarul italian Piedro Chiodi și cu Cristi Chivu. Iată postarea apărută marți după ora 19. Nu obișnesc să comentez prea mult subiecte apărute în presă pe Facebook, dar s-a făcut cam mult am-tam -tam și trebuie să lămuresc lucrurile. În primul rând, nu am cerut niciun fel de document de la club, nici nu prea se practică, din câte știu eu, poate doar în cazul jucătorilor aflați pe final de contract. Nu e cazul meu, mai am aproape 3 ani jumătate de contract. Sau în cazul jucătorilor care nu mai sunt doriți de club, din nou nu cred că e cazul. Iar în legătură cu situația managerială, nu am refuzat colaborarea cu Pietro Chiodi. Din potrivă, am avut o discuție cu el și cu Cristi acum 3 săptămâni și am decis să colaborez cu ei, scrie Sădmăreanul Florin Gardoș, pe contul personal de Facebook. Postarea e surprinzătoare dacă ținem cont că Florin Gardoș nu e prea activ pe site-urile de socializare. Ultimele gânduri așternute pe Facebook datând din 8 martie, când firesc a salutat și a felicitat doamnele și domnișoarele din viața lui. După plecarea lui Vlad Chiricheș la Tottenham Gardos, 25 de ani, a devenit om de bază în echipa lui Regenkampf și este unul dintre fundașii centrali favoriți ai selecționerului Victor Pițurcă.